După un weekend cu vreme frumoasă și temperaturi normale pentru jumătatea lunii aprilie, ploile de scurtă durată revin pe întreg teritoriul țării, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Totuși, mai precizează sinopticienii, în raport cu săptămâna trecută, în continuare maxima nu va suferi mari schimbări. Din contra, începând de mâine, aceasta va avea o tendință de creștere. Mai exact, marți la nord, valoarea termică înregistrată ziua va urca până la plus 12 grade. În centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 13 grade Celsius, iar în partea de sud a țării, mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de plus 14 grade. Noaptea minima va oscila între plus 3 și plus 5 grade Celsius. Conform ultimei actualizări a Serviciului Hidrometeorologic, ploile de scurtă durată ar urma să înceteze începând cu a doua jumătate a zilei de miercuri, respectiv în zilele următoare, maxima va urca chiar și până la plus 19 grade Celsius. Vântul, care va bate moderat, s-ar putea intensifica doar în timpul căderii precipitațiilor.